Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Petrecem Împreună, aici, la EMI TV. Astă seară avem din nou o seară frumoasă, dat fiind faptul că am invitat alături de mine un artist drag, un dascăl drag, un om care și-a dedicat întreaga viață cântecului, atât pentru cariera proprie, dar și pentru cariera altor artiști. Întotdeauna a descoperit talente și a susținut oameni pentru a se forma în cariera muzicală. Pe lângă acest lucru, invitata mea din această seară, trebuie să spun că mă leagă și o prietenie, așa, o legătură mai specială, dat fiind faptul că și eu sunt unul dintre cei care la începuturile carierei mele am fost unul dintre beneficiarii sfaturilor dumneaei și am avut-o ca și dascăl în ceea ce privește inițierea pe calea cântecului popular românesc. Și o să spun bună seara și bine ați revenit la EMI TV, doamna Emilia Dragotoiuna. Bună seara și bine te-am regăsit, Emil. Felicitări pentru această televiziune cu tot ce înseamnă ea. Felicitări pentru tine, în primul rând, că iată, dragostea pentru cântec, ca să te citesc pe tine, nu te-ai limitat să o exprimi doar prin propriile cântece, ci te-ai preocupat să faci o televiziune care să se ocupe de cântecul popular, de tradiții și de tot ce înseamnă reprezentativ pentru acest popor în această televiziune, și este un lucru extraordinar. Felicitări și mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc frumos. Mă bucur din suflet că sunteți alături de noi astă seară și oricând ușa televiziunii EMI TV este deschisă. Vă este deschisă și trebuie să recunosc că am oarecare emoție, așa, că stau alături de dumneavoastră și mai ales că prin aceste cuvinte frumoase mă emoționează oarecum. Să știi că că vin de la un om care are experiență în Da, dar fiecare dintre noi acumulăm experiență în timp. Odată cu vârsta e normal. Dar tu ai fost o excepție din multe puncte de vedere, pentru că ai devenit ceea ce probabil că puțini au crezut. Da. Și eu susțin cu probe ceea ce spun. Ce-i drept, nu prea îmi dădea nimeni șanse, nici la începutul muzical, nici la începutul în televiziune. Pentru că nu știu dacă este un obicei la noi oamenii, în loc să susținem, majoritatea, nu vorbesc acum punctual, vorbesc așa în general, în loc să susținem și să încurajăm și să ne bucurăm, de multe ori punem așa o etichetă, lasă-vă că n-o să facă nimic. Da, cam așa este, din păcate, și dacă ne raportăm la ce se întâmplă acum în lume și ce se întâmplă nouă românilor, am văzut chiar și din acest punct de vedere al ajutorului umanitar, românii sunt împărțiți. Românii nu sunt niciodată foarte mult de partea binelui, sau adică trebuie să găsească o chichiță, știi? Da, până la urmă cred că așa suntem noi toți oamenii, indiferent de naționalitate. Și e important ca asta să ne împingă în față, să nu ne tragă înapoi. Cel puțin la mine așa a funcționat acest lucru. Asta vreau să punctez și eu acum. Spre surprinderea celor care, așa cum a spus la început, nu îmi dădeau nicio șansă, pe mine m-a ajutat foarte tare lucrul ăsta, pentru că trebuie să recunosc și mulți au văzut că am în mine o ambiție de fier. Așa, și asta adică, este cea mai importantă. Da, este cel mai important lucru și asta este și pentru generațiile care vin să înțeleagă că nu trebuie să, cum să spun eu, în momentul când cineva îți taie elanul, nu trebuie să rămâi cu acel gând, dar lasă-vă că dacă a zis X că nu o să pot să fac. Da, eu mereu le spun la elevii mei și le-am spus dintotdeauna, pentru că eu sunt departe de a avea orgolii, invidii de-astea profesionale, că din păcate branșa asta noastră a artiștilor suferă de
treaba asta. Eu nu, pentru că mulți din elevii mei sunt mult mai sus decât mine, vorbind ca și interpret, și pe fiecare... Ca și imagine, poate. Ca imagine, ca popularitate, ca ce vrei tu, da? Eu nu că nu mi-am făcut un repertoriu, numai că nu m-am mediatizat atât de mult, n-am apărut de atâtea ori, că până la urmă sticla te face cunoscut. Deci departe de mine gândul ăsta, dar întotdeauna eu le spun să nu te oprești la primul obstacol. Tu să crezi în tine, și dacă tu crezi în tine și ai niște vise la care ții, poate Dumnezeu vede că n-ai ales drumul cel bun de prima dată, nu? Dar tu dacă ții la visele tale și ești drept și corect cu tine și cu cei din jur, nu se poate să nu izbunești. Trebuie menționat faptul că această strategie a dumneavoastră ca și dascăl a dat roade, și roade foarte bune, având în vedere că artiști care astăzi se bucură de succes și sunt în prim planul... Da, și să știi că din umbră am fost lângă ei. Da, asta spun. Și prin, sunt și acum. Prin planul... Lângă unii. Da, care merită, profund, sau care au păstrat uitat, o, da. Care n-au uitat. Care au păstrat o legătură. Care au uitat, dar până la urmă fiecare își face propriul drum. Asta ține de multe lucruri. Dar a rămâne om, cred că este cel mai important. Bine, acum suntem la o discuție așa deschisă și telespectatorii noștri știu că noi în cadrul emisiunilor discutăm cu invitații deschiși și fără scenarii. Ați regretat sau ați avut vreodată vreo urmă de regret pentru faptul că poate de multe ori v-ați lăsat pe dumneavoastră ca și artist și ați ajutat, ați pus mai mult suflet în elevii sau în... Nu am avut regrete de acest gen. Și să știi că vina mea aparține strict mie. Aș fi avut timp să mă ocup și de mine și să mă ocup și de elevii mei, dar cred că mi-a plăcut mai mult latura asta didactică. Mie îmi place să sfătuiesc, îmi place să ascult, îmi place să corectez acolo unde văd că nu este bine și fac totul cu cele mai curate gânduri, cu cele mai bune intenții. Și atunci... Probabil că în sufletul meu s-a cuibărit interesul ăsta pentru latura didactică mai mult decât latura de interpret. Dar nu m-am oprit nici ca și interpret, mi-am îmbogățit repertoriul, însă sunt cântece pe care mulți nici nu le recunosc. Am făcut cântece și pentru elevii mei, pentru unii dintre ei, pentru că nu poți să trimiți un copil de 7, 8, 9 ani la un concurs unde se spune clar să cânte ce adecvate vârstei lor, da? Și atunci nu poți să-l trimiți să cânte Nu vine Neica, nu vine, nu? Chiar dacă această piesă a Mariei Lătărețu este incontestabil de o valoare, știm mare, toți. Da. Sigur, ca de altfel tot repertoriul ei. Da, ea este, Maria Lătărețu rămâne manualul nostru după care noi ne ghidăm, să zic așa, și ar trebui să se ghideze toți, și aia care nu prea știu cu ce se mănâncă treaba asta. Dacă ar asculta-o pe Maria Lătărețu din când în când, ar ști ce au de făcut. Și interpreții și cei care se ocupă de formarea tinerilor. Dar nu m-au încercat astfel de regrete, pentru că am avut atâtea satisfacții profesionale, încât și eu mă bucur întotdeauna, poate mai mult, de succesul altuia decât de succesul meu. Da. Asta este nemerirea dumneavoastră și probabil că de asta ați și reușit să scoateți în lumină valori, talente, oameni care, copii talentați. Eu am o vorbă. Au avut noroc și ei cu mine și eu cu ei. Da, tăi. Știi că nu toți, nu în toate situațiile mi-a ieșit. E vorba și de o compatibilitate, Emil, aici. Dacă copilul și mai ales părintele are încredere în mine, iese lucru bun. Dacă nu, dacă vine cu îndoială și îi se pare... Și să știi că au fost multe cazuri când sau au renunțat dacă vine și s-au dus în altă direcție. Acel
Pentru că am văzut mai mereu cu... Faceți, doamnă profesoară, faceți așa cum vă spun eu, că e copilul meu și eu știu. Păi nu, dacă, mie nu mi s-a spus. Că dacă știi, atunci de ce îl mă aduci la profesor? Nu, de... mie nu mi s-a spus asta. Eu am niște reguli pe care nu trebuie să le spun, toată lumea le subînțelege. Și dacă a adus copilul la mine, l-a adus fie că e convins de ce pot eu să fac, fie că cineva i-a spus. Da. Și dacă cineva i-a spus, înseamnă că a luat de bun ce i s-a spus. Da. Astăseară trebuie să spun că nu ați venit singură, ați venit și cu trei dintre beneficiarii, cum să spun da. Eu, povețelor colaboratorii mei. Colaboratorii dintre colaboratorii mei, da. Și urmează să mai vină și al patrulea un pic mai târziu. Și aș vrea să-i prezentăm și pe ei foarte scurt, sigur. Așa, după care o să cântăm și mai discutăm după aceea cu sigur. Ei. Larisa Cârlugea. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara și bine Anastasia Nanu, nepoțica mea. Anastasia, bună seara, Anastasia. Bună seara. Și Eusebiu Copaci. Bună seara. Bună seara, Eusebiu. Ne bucurăm că sunt și ei astă seară alături de noi și, așa cum spuneam, ei sunt unii dintre elevii dumneavoastră care acum merg spre afirmare. Da, așa este. Larisa deja, eu zic că este cunoscută publicului pentru că i-a avut câteva apariții importante pe posturi naționale de televiziune. Este un talent aparte, cu o voință extraordinară. O extraordinară și pe care viața a pus-o la mari încercări. Nu o să-ți vină să crezi. O să discutăm în detaliu despre toate lucrurile acestea, însă băieții din regie, da, îmi tot spun în cască că ar fi timpul să cântăm. Și telespectatorii noștri vor să se bucure de melodiile pe care dumneavoastră sunteți, le veți interpreta în această seară. V-am spus că am emoții cu dumneavoastră lângă mine. Și revenim aici și mai povestim una alta și despre dumneavoastră și despre copii și despre planurile de viitor care le aveți și dumneavoastră și ei. Haideți deocamdată să cânte muzica, pentru că așa petrecem noi aici la EMI-TV cu muzică de calitate. Parcă ieri venea pe lume, astăzi strigă după mine. Bunii! Și-mi cere ca să-i aduc ce-am în cămară mai bun. Parcă ieri venea pe lume, astăzi strigă după mine. Bunii! Și-mi
cere ca să-i aduc cea mâncămară mai bună. Că nu-i mai mare bucurie și vreau lumea să o știe, am nepoată, sunt bogată, de altceva nici nu mai pasă. Că nu-i mai mare bucurie și vreau lumea să o știe, am nepoată, sunt bogată, de altceva nici nu mai pasă. Chiar dacă trec anii mei și-am luat în plechii ocei, știu că nepoata nu-mi lasă numele ca să se piardă. Chiar dacă trec anii mei și-am luat în plechii ocei, știu că nepoata nu-mi lasă numele ca să se piardă. Și-o aminti știu bine, câteodată și de mine, ăsta-i cel mai mare dar, și n-am trăit în zadar. Și-o aminti știu bine, câteodată și de mine, ăsta-i cel mai mare dar, și n-am trăit în zadar. Thank you.
mai mare. Acum vreau să uit de toate. Oameni buni, umpleți paharul, la mulți ani cu sănătate. Hai noroc și la mai mare. Acum vreau să uit de toate. Oameni buni, umpleți paharul, la mulți ani cu sănătate. La masă nu le-am stat, bătătura nu le-o calc. Când am putut, i-am cinstit, dar ei tot n-au cunoscut. Le-am făcut pe toate. Am muncit și-am adunat. De la nimeni n-am furat. Băut și nemâncat, nebăut și nemâncat, ca pe omul de ochiat. Și văd lume să le port.
cântecele, lumea și jocurile. Și m-a scălat bunicul, mereu veselă să fiu. Să iubesc cântecele, lumea și jocurile. Și poalele, brăoșii obregele, cârpa lungă, gorjenească, ca lumea să mă cunoască. Că-s gorjancă de la ji și cu dragoi hăuli. Cârpa lungă, gorjenească, ca lumea să mă cunoască. Că-s gorjancă de la ji și cu dragoi hăuli. Mai cântăm din vioară, verde sălcioară, cam un foc la inimioară, verde sălcioară. Ia mai cântăm din vioară, verde sălcioară, cam un foc la inimioară, verde sălcioară. Ia mai cântăm pe mijloc, verde simino, că știu să iubesc cu foc, verde simino. Cântăm pe coarda subțire, verde mărăcine, că-mi e mândru dor de tine, verde mărăcine. Cântăm pe coarda subțire, verde mărăcine, că-mi e mândru dor de tine, verde mărăcine. Cântăm și pe struna groasă, verde de-a vrămeasă, că-mi e mândruța frumoasă, verde de-a vrămeasă. Ia mai cântăm pe burdui, verdea bobului, că am o vorbă să-ți pui, verdea bobului. Vorba de ți-o-i spun-o eu, verde bobareu, mândruț-o nu e de rău, verde bobareu. Mândruț-o este de bine, verde mărăcine, să rămâi mândru cu mine, verde mărăcine. Iubește-mă dacă-ți plac, floare de pe lac, dacă nu silă nu-ți fac, floare de pe lac. Iubește-mă dacă-ți plac, floare de pe lac, dacă nu silă nu-ți fac, floare de pe lac. Că silă când îți făceam, verde magheran, eram copil, nu știam, verde magheran. Dar acum am făcut mare, floare de cicoare, mă iubește fiecare, floare de cicoare. Am revenit, dragii prieteni, am revenit aici alături de doamna Emilia Dragotoiu Nanu și de o parte, mică parte dintre elevii dumneaei care sunt astăzi seară alături de dumneaei aici și, bineînțeles, de nepoțica care va duce mai departe cu sfințenie, așa, cântecul popular al Gorjului și al doamnei Emilia. Cântecul popular românesc, să știi că delimitarea asta a zonelor și subzonelor s-a cam diminuat. A început cu mult timp în urmă, dar acum se începe să simtă. Foarte mult și se simte, dar
măcar să păstrăm cântecul mai românesc. Românesc, da. Cât mai românesc ceea ce facem, ceea ce încercăm să facem. Eu zic că muzica va merge mai departe și atâta timp cât sunt oameni ca dumneavoastră care au răbdarea și își fac timpul necesar pentru a pune sămânța asta de iubire a cântecului popular românesc în sufletul celor care vin din urmă, eu zic că va merge mai departe muzica românească. Emil, să știi că e foarte important discernământul, adică modul cum îi înveți, adică tu trebuie să le supui atenție repertoriu vechi. În primul rând, repertoriu vechi. Pentru că pe cel nou oricum începi să-l abordeze. Deja îl abordează și îl abordează prea de timpuriu, din păcate. Dar dacă tu nu pui bază la un copil, la un tânăr, cu repertoriu vechi și nu-l pui să asculte și să știe interpreții, până la urmă ținești de cultura lui generală. Da, și să învețe pe lângă cântec, să mai învețe și câte ceva despre artistul. Sigur că da. De unde este? Cam ce parcurs a avut? Ce iuri erau înainte? Sigur că da. Sunt multe lucruri și dacă ținem de aceste lucruri, eu zic că ne mai păstrăm identitatea asta națională. Care, și eu sper din tot sufletul. Pentru că și noi cu televiziunea asta încercăm să facem, să aducem mereu în atenție frumusețile cântecului popular. Din păcate, pe la țară, cum se spune, prin localități, ușor începe să dispară obiceiurile. A dispărut. Care, da, obiceiul de nuntă deja s-a limitat la învelitul miresii și bărberitul ginerelui și luatul voalului de pe cap. În rest nu se mai face tot ritualul ăla de nuntă care, spre exemplu, l-am făcut eu la nunta mea. Nu se mai face. Eu cred că puțin oameni mai știu întregul ritual de nuntă. Da, pentru că acum lucrurile ce se întâmplă? Vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem, informația a venit peste noi. Ce se întâmplă în alte țări, ce se întâmplă, internetul este la mare căutare și la îndemâna oricui, iar copiii acum de mici au acces, pentru că nici n-ai cum să le mai... Da, dar tot pe internet găsim și ce trebuie. Să știi că depinde cum privești lucrurile. Internetul, spre exemplu, pentru mine este foarte bun. Găsesc acolo informații care le vreau. Găsesc piese foarte vechi și le dau la acești copii. Pentru și aș vrea să mă opresc asupra acestui fapt un pic și să menționez că piesa mea, Doamne dușmanilor mei, este din repertoriul doamnei Valentina Gheorghe. Și vreau să menționez acest lucru, un rapsod cu o voce extraordinară, cu un repertoriu extraordinar și singura care mai țese covoare oltenești la noi. Singura. Un om care... Mai sunt oare copii care vor să învețe, să știi, sau că tineri? Da. Dânsa este la Bălănești, la școală, acolo, și mai are copii. Chiar ne-am întâlnit săptămâna trecută și mi-a spus că are, chiar avea o fată foarte talentată și atrasă de meșteșugul ăsta. Foarte frumos și o felicităm pe doamna, da. Pe doamna Valentina. Iar pentru Eusebiu Copaci am căutat pe internet, știi, de unele ei piesele le-am cules de pe YouTube, știi, e o glumă. Da, acolo am găsit Dumitru Bălășoiu, Gigi Băuleanu, piese vechi. Da, vedeți dumneavoastră da, aveți... Da, eu știu ce să caut. Exact, știți ce să căutați, aveți o experiență, știți ce... aveți noțiuni despre muzică, aveți noțiuni despre ce a fost înainte, însă acum internetul este nelimitat și copiii numai... cine se ocupă de formarea acestor copii? De la ei pleacă totul. Da. De la ei pleacă. El trebuie să se informeze. El trebuie să știe, el trebuie să îi spună la copilul ăsta că el de unde să știe el de Gigi Băuleanu? De unde să știe el de Dumitru Bălășoiu? Că ăștia sunt interpreți. Se știe de Maria Lătărețu, care a fost foarte mult mediatizată. Foarte cunoscut, este da. Și rămâne cea mai bună și cea mai reprezentativă voce a Gorjului. Dar... lucrurile au evoluat. Haide să știm și pe ăștia de aici, de acum. Haide să ne aplecăm spre Vasile și Nuții Tapotă. Uite că dau cu nume și prenume. Da, eu le-am dat la copii din repertoriul lor piese să le preia. Pentru că sunt oameni care au făcut lucrurile cu atâta simț de răspundere încât sunt demni de a fi urmat.
exemplul lor. Da, și dumnealor, i-am avut în emisiune aici și dumnealor au aceleași principii, merg după aceleași principii, merg pe muzica tradițională, merg pe cântecul vechi. Nuța este, cred că nu există solist mai complet decât ea. Cântă foarte frumos. E... Și abordează orice și cântă bine. Și cântă bine. Așa este. Așa e. Îmi spun colegii că o să înceapă să ne cânte Denisa Cârlogea. Larisa, îmi cer scuze. Larisa Cârlogea într-un minuțel și aș vrea, Larisa, dacă tu ai să saluți pe cineva de acasă sau pe cineva care te urmărește, dacă vrei să dedici cuiva melodiile tale... Dedic tuturor telespectatorilor, bunicilor mei, familiei mele și tuturor celor care ne privesc. Cum este colaborarea ta așa cu doamna profesoară? Cum vă înțelegeți? Nu pot să o numesc o simplă colaborare, este o relație foarte, foarte strânsă. Și cred că dacă nu ar fi fost Dumnezeu în viața mea, eu nu aș fi fost astăzi aici, nu aș fi fost omul care sunt în ziua de astăzi, de care sunt mândră. Sunt mândră. Foarte frumos. Ne bucurăm și așa să-ți rămână părerile peste ani, pentru că, așa cum vorbeam, odată cu timpul se mai uită lucrurile și nu e corect să se uite. Adică munca unui om care își pierde din timpul lui educându-te. Nu cred că e ca o pierdere de timp. Nu, stați un pic să înțeleg, nu e o pierdere de timp, dar este totuși un efort, este o consumare. Îți asumi. Când îți alegi o profesie, îți asumi. Da. Așa este. Și cu asta, hai să ne cânte Larisa și să o ascultăm cu mare plăcere, după care revenim. Thank you.
abia iunii zbor afară, să se adă pe o căprioară, că abia are și ea măi, să mănânce și să bea măi. Mai iunii zbor afară, să se adă pe o căprioară, că abia are și ea măi, să mănânce și să bea măi. Doamna îți scoate pozele și te-mbracă brumele, dar primăvara verzești și iar te primenești. Doamna îți scoate pozele și te-mbracă brumele, dar primăvara verzești și iar te primenești. Dar vine o primăvară și versești o soroiară, vin și păsărelele măi, vin și căprioarele măi. Dar vine o primăvară și versești o soroiară, vin și păsărelele măi, vin și căprioarele măi. Doamna îți scad pozele și te-mbracă brumele, dar primăvara verzești și iar te primenești. Doamna îți scoate pozele și te-mbracă brumele, dar primăvara verzești și iar te primenești. Stele, soarele și luna, viața omului, de ce numai una? M-am gândit mereu și m-am întrebat, oare Dumnezeu de ce-a lăsat? Zi și noapte, stele, soarele și luna, viața omului, de ce numai una? Viața-i scurtă și se duce, s-o gustăm cât mai e dulce. Și se trăiești mereu cu o speranță, că dacă nu
știi să fii fericit. Degeaba pe lumea asta ai trăit. Omule, învață și ia de la viață și să trăiești mereu cu speranță. Că dacă nu știi să fii fericit, degeaba pe lumea asta ai trăit. Viața-i scurtă și se duce. Livezile
și-o să vină cucuiară, și-o să vină cucuiară să cânte în pădurea rară. Și-o să vină fluturașii, și-o să vină fluturașii să se joace copilașii. Și dragostea.